Colecționez pele crudă și o duc la tabașe. Pele rămâne 100%. E foarte bună. Tabacăria la noi a fost foarte bună. Mă numesc Crăciun Ovidiu, din localitatea Bilca. Am 56 de ani. Crezi, 36 de ani. Eu și cu familia mea. Am învățat-o la cineva. Înțeleg să face ucenicia înainte. Astea schimirile vin lipite, după aia făcute flori pe ele, făcute zânți. Foarte vechi, nu știu ce să aibă vreo 100 de ani. E modelat cu relele, chimirile. Înainte băteam cu șocanul, cu formă și acum... Latex, că dacă se murdărește, se poate șterge foarte ușor, nu se lipește, nu rămâne murdar. Se duce înapoi la flori, se aduc înapoi la făcut zâmță și la bătut capsă. Ștanță, o fel de presă, adusă de prin Italia. Numai la chimirile astea care le fac într-o zi, îi lucrăm toată familia ca să pot face atâtea. Soția, băiatul, fata. Dau cu niște lucruri. Hamuri, exact, numai hamuri. Așa. Ornamente de pus pe hamuri la cai. Nasturi sunt făcuți de alamă, sunt făcuți manual din tablă de alamă și cu suferință. Capestre de pus pe cap la cai. Ăștia toți sunt făcuți manual. Tot nasturile astea sunt făcut manual, făcut cu daltița, cu... Tot florișele alea, toate sunt spatele cu ciocanul. Foarte greu să fac. Tot manual. Tot ham. Haideți aici. Pentru cai.
un piept care trage cală. Poți, poți. Bun, la partea asta e și mai greu. Canașii pentru capestrele la cai, care vin în, în funcția calului. Thank you.